Recent, guvernul a aprobat câteva acte normative care vin în sprijinul fermierilor. În primul rând, este vorba despre continuarea cunoscutului deja program Tomata, dar și extinderea celui prin care se sprijină culturile de usturoi. Subvențiile acordate sunt generoase, acestea putând ajunge și la 4.000 de euro la 1.000 de metri pătrați cultivată. Vorbim de cele două forme de sprijin așteptate de legumicultori, care au fost aprobate în ședința de guvern din data de 2 februarie. Continuarea programului Tomata sub forma programului de sprijinire a legumelor cultivate în spații protejate și programul de susținere a producției de usturoi. Programul de susținere a legumelor în spații protejate vine cu elemente de noutate. În primul rând, valoarea sprijinului financiar a crescut de la 3.000 de euro la 4.000 de euro. În ceea ce privește programul de sprijinire a producției de usturoi, trebuie să amintim că condițiile, valoarea sprijinului este de 3.000 de euro pe hectarul de usturoi, suprafața minimă cultivată cu usturoi în câmp, precizăm, usturoi cultivat în câmp, trebuie să fie de 3.000 de metri pătrați. Aceste acte normative vin și cu alte vești bune, în sensul că s-a extins aria de legume pentru care se acordă subvenții de la stat. Alt element important de noutate este faptul că sortimentul de legume pentru care se poate acorda ajutorul de minimis s-a diversificat, în sensul că pe lângă tomate se acordă sprijin financiar și pentru castraveți, pentru salată, pentru ceapă, pentru fasole și pentru spanac. Trebuie să precizăm că programul se va desfășura în două cicluri. Ciclul întâi, în care sunt permise cultivarea numai a tomatelor, iar în ciclul 2, alături de tomate, sunt permise și celelalte specii legumicole pe care le-am amintit. Valoarea sprijinului pentru ciclul 1 este de 3.000 de euro, iar pentru legumele cultivate în ciclul 2 de 1.000 de euro. Condițiile sunt la fel ca și înainte, suprafața minimă de spații protejate cultivate cu legumele amintite trebuie să fie de minim 1.000 de metri pătrați. Programul de subvenționare al legumicultorilor a început în anul 2017, iar Claudiu Grama, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara, speră ca în acest an numărul celor care vor beneficia de subvenții să fie mai mare, în condițiile în care, din cauza pandemiei, aceștia au fost, anul trecut, ceva mai puțini. Programul este început inițial în 2017, când la nivel de țară au fost în jur de 1.000 de beneficiari. În anul 2020, numărul beneficiarilor a crescut la 20.000. Anul trecut, acest program s-a derulat prin APIA, a plecat un puțin mai târziu, iar numărul de beneficiari a fost în jur de 11.000. Sperăm că noile avantaje oferite de program să aducă un număr de beneficiari mai mare față de ceilalți ani. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după Jurnalul de Știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Claudiu Grama, director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Au avut o mică pauză.